Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. De-a lungul timpului m-ați tot întrebat ce melodii îmi plac, ce trupe ascult, așa că astăzi o să vă prezint top 5 formații preferate. Hai să-i dăm drumul. Pe locul 5 avem trupa copilăriei, Linkin Park, cu aproape 16 milioane de abonați, teoretic cea mai populară trupă de rock de pe YouTube, practic în ultimii ani mai mult pop. Această formație a atins succesul încă de la primul album, Hybrid Theory, lansat în 2000, achiziționat de milioane de oameni și conține și cea mai importantă melodie a lor, In The End. Din păcate, această formație a avut în 2017 cel mai negru an posibil, când albumul a dezamăgit, iar solistul Chester Bennington s-a sinucis. Am mai făcut un video cu întreaga poveste a Linkin Park, vi-l las în dreapta sus și în descriere. Pe 4 se află cea mai cunoscută trupă. Pe oricine ai întrebat de metal, cel mai probabil îți va zice Metallica. Aceștia cântă de aproape 40 de ani, au vândut peste 100 de milioane de discuri și au cântat peste tot, până și în fucking Antarctica alături de pinguini. Datorită Metallica-i a luat naștere și Megadeth, are în total 11 albume, iar pe ultimul lor album, Hardwired to Self-Destruct, melodia Spear Out the Bone este în meniul de la WWE 2K19, iar Undertaker și-a făcut intrarea la WrestleMania pe melodia Now There We Dead. Au cântat vara trecută la București și românii peste noapte au renunțat la manele, încât biletele s-au dat aproape instant. Urcăm pe podium, unde avem System of a Down. Membrii acestei trupe sunt de origine armenieni, câteva melodii au niște instrumentale cu o mică tentă orientale. Surprinzător este că aceștia în 2005 lansau două albume, iar acum n-au mai lansat nimic de 15 ani. Astfel, fanii lor sunt la fel de nerăbdători ca pentru Half-Life 3. De asemenea, solistul Serge Tankian mai are câteva albume individuale care sună chiar bine. Formația a rămas în aceeași compoziție de mai bine de 22 de ani, deși au avut o perioadă de câțiva ani în care aceștia au luat o pauză. Acum rămâne de văzut dacă vor mai scoate albume care vor fi pe măsura celor de acum 10-15 ani. Melodiile lor sunt destul de diversificate. Au și melodii cu mesaje profunde, dar și destule care nu prea au sens, dar sună fain. Argintul îl ia Slipknot. Înființat în 95, primul album care poartă și numele trupei a fost lansat în 99, anul care m-am născut eu. Aceștia sunt în număr de 9, fiecare purtând câte o mască unică pe care o modifică la fiecare album. Except în masca lui Mick Thompson, e la fel de blană de 16 ani. Aceștia au avut o perioadă neagră, începând în 2001 când înregistrau albumul Iowa. Aceștia în fiecare zi, după înregistrări, petreceau la studio cu alcool, femeie și substanțe interzise. Mai puțin Mick Thompson, care acesta la un moment dat, cum termina de înregistrat, pleca acasă. Solistul Corey Taylor era pe cale să se sinucidă, iar basistul Paul Gray a murit de la supradoză. Această formație are 6 albume, primul, după cum am spus, lansat în 99, cele mai importante piese de pe acesta ar fi Wait and Bleed și Speed It Out. În 2001 au lansat Iowa, botezat după statul american de unde sunt membrii trupei, Subliminal Verse în 2004, de unde a pornit tradiția de schimbare a măștilor, excepție mic, All Hope Is Gone în 2008, care a fost un nou început pentru membrii trupei, aceștia oprindu-se din chefuitul după înregistrări, The Great Chapter în 2014, album botezat în cinstea fostului membru care a părăsit această lume, și We Are Not Your Kind în 2019, album a cărei melodii, All Out Life, este theme song-ul NXT-ului. Și apropo de NXT, în 2015 Corey Taylor îi lipește mare bucată lui Baron Corbin peste bot. Aș vrea să mai menționez și o trupă ce am început să o ascult de puțin timp, Dead Clock. Această formație practic nu există, este din seria animată Metalocalypse, s-au inspirat după Cannibal Corpse, iar melodiile lor au fost folosite în videourile cu Bad Metal. Iar pe primul loc, Breaking Benjamin, înființată în 99, numele trupei este dat de solistul Benjamin Burnley, care a bulit un microfon și de aici numele de Breaking Benjamin. Inițial formația avea 4 membri, acum are 5, până în prezent au lansat 7 albume, Saturate în 2002,
We Are Not Alone în 2004, Phobia în 2006, care este și cel mai popular album al lor, Dear Agony în 2009, Dark Before the Dawn în 2015, Amber în 2018 și Aurora a lansat chiar în iarna cea trecut. Album care are 5 colaborări, cea mai populară fiind cu Adam Gutter, fost solist la 3 Days Grace. În 2013, Ben a avut o dispută cu ceilalți membri ai trupei, aceștia părăsind formația, iar în 2014, trupa s-a reformat într-un quintet. În mare parte, melodiile formației sunt cu mesaje motivaționale, care m-au ajutat în perioade nasoale, preferatele mele fiind Unknown Soldier, Give Me a Sign, Dear Agony, Failure, Never Again, Far Away și cea pe care vă recomand, Angels Fall. Cam asta a fost și clipul, lăsați în comentarii topul vostru cu formații preferate, ce părere aveți despre cele pe care le ascult, ce melodii vă plac, eu o să vă citesc toate comentariile, ne vom auzi data viitoare și dacă nu vă zgârciți, dați-mi și mie un follow pe Insta. Ciao, les!